Și acum vă propun un subiect care este cu siguranță pe placul doamnelor și domnișoarelor, dar și al bărbaților. Primăvara lui 2019 vine cu noi provocări în materie de haine. Designerii încurajează combinarea texturilor, culorilor vii, imprimeurilor. Practic, primăvara și vara oferă posibilitatea să fim creativi. Însă toate sfaturile vin acum de la cunoscutul designer Adina Buzatu pentru prima dată la Pulsul Zilei. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Da, vă ascultam și mă gândeam că, într-adevăr, texturi, culori, veselie, frumusețe, totul este să le combinăm cu bun gust și totul este să avem grijă să alegem haine în funcție de aspectul fizic, de cromatica feței, de stilul personal, de personalitate, de atitudine, de profesie, de ce nu, sau de hobby-uri, dacă e vorba de timpul liber. E foarte important să purtăm hainele potrivite la momentul potrivit. Greșelile vestimentare, din punctul meu de vedere, mai ales la bărbați, femeile sunt mai atente totuși, dar în România greșelile principale se fac datorită faptului sau din cauza faptului că nu suntem atenți ce și când trebuie purtat. Astfel ajungem la nunți cu costume în carouri și arătăm ciudat, pentru că într-adevăr costumele în carouri sunt rafinate, dar de zi, pentru birou sau poate clubul de golf cu prietenii, purtăm catifea vara. Sunt foarte mulți care își doresc să poarte catifea vara. E ușor aiurea. Catifeaua, prin definiție, este o țesătură de iarnă. Bun, dar știți cum propun să facem? Haideți să ne uităm cum se îmbracă sau cum s-au îmbrăcat vedetele la un eveniment care a avut loc în urmă cu câteva zile, după care arătăm telespectatorilor... La Oscaruri. După care arătăm telespectatorilor și câteva imagini cu tendințele pentru această primăvară. Dacă și colegii din regie sunt pregătiți, să începem să dăm, facem prima dată, dăm pozele prima dată cu tendințele, da? Sau cum facem? Bun, haideți să dăm cu tendințe de vară. Bun, galbenul la modă, florile sunt întotdeauna, cămășile cu imprimeuri florale, se poartă bulinele foarte mult, se poartă combinațiile de culori tari cu non-culorile alb-negru. Sacourile sunt colorate, pantalonii deschiși la culoare, puteți să-i purtați și iarna, nu doar primăvara și vara. Noi avem așa o reticență în ceea ce privește pantalonii deschiși la culoare și încălțările deschise la culoare. Spunem că se murdăre, sigur că se murdăresc, totul se murdărește până la urmă, dar le și spălăm la fel de ușor. Dacă ne luăm haine de calitate, nu avem o problemă. Purtăm sacouri legere, neconstruite, cât mai ușoare, țesături de bună calitate. Primăvară, vara, întotdeauna in, câne, pămătase naturală, lână fină. Nu vă fie frică de lână. Lână este o țesătură. Lână este un material care termoizolează foarte bine. Iarna ține cald, dar vara ține răcoare. Deci mai bine ți este cu un sacou de lână, sigur, o stofă fină de lână, decât fără nimic, mânecă scurtă, pentru că atunci nu ai niciun fel de... nu te protejează nimic de căldura care vara la noi e, mă rog, da, la 40 de grade, sigur că nu e așa de ușor. Bun, câte culori pot purta bărbați într-o ținută? O să spunem regula celor 3 culori pentru cei care nu doresc să încerce mai mult. Putem purta mai multe culori, dar mare atenție cum le asortați. De exemplu, vedeți în poză, acum îl vedeți pe Larry Georgescu, cu o cravată veselă și sunt două imprimeuri alăturate. Motivul pentru care ele arată bine împreună este acela că au culori comune. Putem alătura două imprimeuri diferite. Putem alătura și mai multe culori decât 3, dar atenție, dacă nu sunteți foarte pricepuți și nu neapărat cu un bun gust extrem de bine dezvoltat, atunci țineți-o pe 3 culori, e cel mai bine, simplu. Mergeți seara undeva, purtați un costum negru cu cămașă albă, cu cravată neagră sau papion negru, sigur el poate fi negru, un buline negru, cu flori negru, cu modele orientale, puneți o pereche de pantofi negri simpli și arătați impecabil. Dacă nu alegeți, uite, un costum de genul acestuia, un bordeaux închis, un framboaz, un mov, acestea sunt culori care merg bine seara, cu cravată, cu cămașa albă seara, evitați bleul pentru că bleul se poartă la birou și niciodată cravata nu va fi în dungi. Dacă vorbim de ținute de zi, atunci, sigur, dacă dress code-ul companiei vă obligă la o ținută mai strictă, veți purta negru, gri închis sau bleu marin
Și dacă nu, puteți purta și variante un pic mai vesele, carouri. Pot fi carouri ton sur ton, dacă nu vă permite compania, dar dacă aveți voie să purtați și culoare, puteți purta bleu marin cu bordeaux, bleu marin cu mov. Sunt o grămadă de variante. Uite aici o ținută de vară superbă, veselă și foarte frumoasă. Este un saco extrem de lejer într-o combinație de in cu lână. Superbă, in cu lână și mătase. De fapt, necăptușit, nu ține cald deloc. Asta vreau să întreb, minunat. Dacă nu ține cald. Deloc, absolut. Și este genul ăla de saco pe care îl strânge așa într-o mână, se face mic ca un pulovăraș, ca un cardigan și e foarte confortabil și plăcut la purtare. Bun. Aici... ce avem mai departe. Aici am făcut o poză lângă o mașină, mi-a comentat-o multă lume, că nu e deloc masculină mașina. Logic, asta era și ideea, era un contrast între masculinitatea modelului și mașina care era pur și simplu pe stradă, o mașină roz în mijlocul străzii. Am găsit. Pozele s-au făcut la Craiova, să vă spun exact, și m-a amuzat acea mașină și am făcut o poză lângă ea. Multă lume a comentat că, domnule, trebuiau vopsite jențile, dar nici nu mă pricep la mașină, m-a amuzat doar culoarea foarte puternică. Domnișoara care are acea mașină, cred că e o tipă foarte amuzantă. Vorbim aici de un sacou bleu din mătase naturale, în general potrivit seara, sigur că el merge foarte bine și ziua, are un ușor luciu, dar specific țesăturilor naturale și nu poliesterului. Și arată impecabil, este ca o spumă, așa se mișcă odată cu purtătorul. Aici e o combinație cu negru pentru seară, dar v-am spus, putem să-l purtăm și ziua cu o cămașă relaxată, cu jeans, cu pantaloni albi din in sau din bumbac. Bun. Și mai avem această poză, după care trecem la vedetele din România, care au fost prezente la o petrecere recent. Le analizăm. Însă aici o combinație la fel de lejeră despre... Sneakers, chinos, culoare puternică, framboaz, un tricou cu imprimeu interesant și sacou cu mânești suflecate. Arată relaxat, dar totodată ușor mai elegant decât fără sacou. Arată foarte italian, așa e stilul ăla italian pe care nu-l confunzi niciodată. Este o ținută potrivită și tinerilor. Sunt foarte mulți tineri care urmează să aibă banchetul și sunt înnebuniți și caută deja ținute, deși mi se pare foarte devreme. Ei bine, dragilor, încercați să nu arătați ca niște bărbăței la muncă. Tendința lor este la fel să poarte costume bleu marin, cu pantofi maron și cu cravată în dungi. Niciodată. Fiți cool, fiți tineri, fiți interesanți la banchet, trebuie să fiți, nu știu, de vârsta voastră, dar eleganți. Asta e ideea. Ajut cu drag tinerii care au astfel de evenimente, pentru că eu cred că de mici învățăm stilul, de mici îl conturăm. Bun, ajungem acum la acele poze despre care vorbeam. Să dăm și niște... încercăm să dăm niște note. Eu știu că Adina Buzatu dă note destul de bune de obicei, dar este foarte obiectivă. Da, aici este o ținută, o rochie foarte frumoasă, o culoare foarte frumoasă. Cred că un pic îi cade de pe umeri, nu-mi dau seama cine este în momentul ăsta, îmi pare rău, pentru că nu se vede foarte bine fața. Ne dăm seama imediat. Dar decolteul se vede. Decolteul se vede. Nu, culoarea îi vine minunată oricum, albastrul acesta electric. Nu-mi dau seama de realizare, eu aș da o notă mare pentru că se vede clar că e o rochie elegantă. Aș fi preferat să văd ținuta în întregime și nu doar lateralul și așa jumătate. Haideți să o vedem pe următoarea. Avem aici Alexandra Ungureanu, să vedem mai bine. Îmi place Alexandra aici, este o rochie simplă, rafinată, elegantă. Potrivită pentru... Potrivită la acest eveniment. O petrecere de seară, ok, nu? La ok a fost petrecerea. Covorul roșu, nu se vede aici, dar el a fost cu siguranță. Da, o ținută frumoasă. Eu aș prefera, sincer, să comentez bărbați și uite că... Uite, avem un speak. Nici am apucat să spun. Speak și cu iubita. Speak și cu iubita. Speak e cool tot timpul. Chiar merge combinația aceasta, eu ca un necunoscător. Sneakers cu costum. Da, da, bine. Combinația pe care a făcut-o Justin Timberlake acum 10 ani sau 12 ani și e o combinație care merge. Care merge. Da, putea fi un pic mai elegant, numai că speak are această aliură întotdeauna și lui vine bine. A abordat întotdeauna un aer lejer, ușor mai
relaxat, mai jumanfișist, dacă vreți, și în cazul acesta chiar îi vine ok. Sigur că nu a fost o ținută riguroasă care să respecte dress code-ul întru totul, dar este o ținută care îi se potrivește și artiștii e important să-și păstreze stilul. Este un stil reconoscibil, în special în cazul lui Speak, e un stil pe care de-a lungul anilor l-a păstrat și îmi place. Bun. Avem aici Oana Roman. Am văzut ținuta pe net, mi-a plăcut, e o ținută care o avantajează, cred că a și slăbit și îi vine foarte bine. Îmi place ținuta. Chiar da. Adică bravo, Oana. Dunga aceea sau dungile acelea, efectul vizual al acelor dungi de dantelă este extraordinar pentru că subțiază enorm. Decolteul în V la fel îi vine minunat. Atenție, doamnelor cu siluetă rubensiană, să nu uitați acest lucru. Decolteul în V și mai ales marcat de un contrast în cazul acesta de negru, acest gen de decolteu subțiază foarte tare. Deci alegeți dungi verticale în modelul Rocky și astfel de decolteu. Mai departe. Avem aici prietena mea, Cristina Cioran. Cristina Cioran. Și tot mulți la acea... ne confundă pe noi două. Avem așa momente când semănăm, depinde și de păr și de... da, nu foarte, foarte încântată. Ea arată minunat. E o femeie frumoasă în general și e foarte... versatilă. Dar... îmi place cum a scos piciorul, pentru că are picioare frumoase, cred că și ea a slăbit foarte tare, are niște picioare superbe și arată foarte bine piciorul. E așa un nouă, adică cred că ea ar găsi o variantă și mai bună de îmbrăcat, fiind o femeie atât de frumoasă și cu un corp atât de frumos. Mai departe, deci nouă aici, e colega noastră Albertina. Bine, Albertina, cred că n-am văzut-o niciodată prost îmbrăcată și nu că mă aude acum, dar chiar n-am văzut-o niciodată prost îmbrăcată. Deci ar fi o vânătoare, vânați-o pe Albertina să o găsiți prost îmbrăcată. Nu, nu greșește, are și un aer princiar și silueta filiformă, bineînțeles, dar aliura aceasta elegantă, distinsă, care face că, și dacă pune un sac pe ea să-i vină minunat. Aici nu e vorba de un sac, ci de o rochie super. Îmi place cum a ales încălțările și s-a pus excepțional în evidență. Deci, Albertina, să înțeleg... Dar nu are legătură cu faptul că e colega voastră, da. Că aș fi spus la fel de bine că nu mi-a plăcut. Deci, Albertina e aproape de trofeu. Da, da, da. Bun. Da. Dar ea întotdeauna e aproape de trofeu, adică nu știu când vreodată... Cred că deja îi dau un sfat, o sugestie, nu un sfat. Trebuie să apară foarte prost îmbrăcată odată ca să țipe toată lumea. Pentru că dacă apar tot timpul bine îmbrăcată, oamenii se obișnuiesc și se pare ceva normal. Și nu mai poți să faci ceva spectaculos pentru că tu ești întotdeauna bine. Și trebuie odată să faci un rateu din ăla și după aceea să te urmărească și să zică, uite, iar a revenit, ce bine că se îmbracă din nou bine. Am terminat. Deci nota pentru Albertina este 10 pentru 10 pentru Albertina. Clar. Ne va acuza lumea că suntem colegi. Nu, lumea știe că nu. Deci eu în ținutele mele, ținute din magazinul meu, au fost oameni prost îmbrăcați, pentru că nu e vorba de haină. Haina poate să fie impecabilă, dacă o asortezi greșit sau, cum spuneam, o porți la momentul respectiv. Mi-l amintesc pe Duban, care o să mă omoare acum că l-am pomenit de 100 de ori, dar îmi vine în cap. A purtat un sacou alb de in la un eveniment în decembrie. Dar cred că dacă tot știu de Erian și cât e de grăbit și ocupat cu băla Micu și cu Grațiela și el e în tot timpul într-o nebunie, Duban. Bineînțeles, și-a luat primul sacou din garderobă, a plecat cu el și seara s-a trezit că e de in. Sunt sigură că așa a făcut. Cert e că eu am comentat și am zis, Duban, e sacou de la mine, dar ești prost îmbrăcat. Bun, și acum întrebarea aceea dificilă. Te poți îmbrăca bine și cu bani mai puțin? Adică e impresia aia, bun, dacă ai bani, clar poți să-ți cumperi cele mai frumoase haine, cele mai scumpe și să stai pe timp. Greșit, de multe ori cei care cheltuiesc bani mulți fac cele mai mari greșeli, pentru că știi cum vor să arate, vor să fie opulenți și atunci pun multe și degeaba. Folosesc prea multe branduri, folosesc logo-uri, încarcă ținuta să epateze, să știe și prietenilor cu bani câți bani au cheltuit ei pe ținuta respectivă și de cele mai multe ori dau rateuri. Din contră, oamenii care se îmbracă cu puțin bani, cel mai mare succes ca să-ți construiești o garderobă cu puțin bani, îl ai atunci când strângi piese de-a lungul timpului. Ți iei piese de calitate,
urmărești calitatea, nu eticheta. Le pipăi, trebuie să fie țesături bune, să fie de bună calitate, croiuri bune, să-ți vină bine, că asta e foarte important. Și cumperi piesă cu piesă de-a lungul anilor. O, un sacou de calitate te ține 15 ani. O pereche de pantofi de calitate te ține și o viață întreagă, pentru că nu te îngrași, nu slăbești, nu are legătură cu pantofii, nu? Bun, și bunul gust se poate cultiva sau e vorbim doar de ceva? Se cultivă și se cultivă de mic și e foarte important să ne ducem copiii la muzee, să ne ducem copiii la teatru, să citească măcar, nu știu, pe tabletă. Bunul gust se educă și se șlefuiește. Sigur că te și naști cu el, este un talent cu care te naști, dar se șlefuiește. Și învățăm în timp. Eu observ, lucrez cu foarte mulți tineri pe care îi angajez când au 18 ani și lucrează de 5, de 6, de 7 ani la mine. Dacă vezi evoluția din punct de vedere al bunului gust, al ochiului, este fabuloasă și ei realizează și se bucură. Zic, mamă, cum eram acum 5 ani și cum sunt acum. Sunt oameni din echipa mea care au ajuns la un nivel extraordinar și sunt foarte, foarte fericită pentru asta. Mulțumim foarte mult, Adina Buzat, în această seară cu la drag, vă urez o seară bună. Și deja putem să ne tutuim. Da, ție călătorie plăcută, știu că de aici fugi la aeroport. Da. Mulțumim foarte mult, mergem mai departe.